digitală, trecerea la cartea digitală. Prin acest proiect să înțelegem că oarecum se amână cu 2-3 ani trecerea directă, totală, la televiziunea digitală, sau cum să înțelegem? Că dacă permitem și analogic și digital, asta înseamnă ce? Ce nu putem să-i scade un cam în stat? Haideți să pornim de la început. Adevărat este, astăzi a fost aprobat programul de tranziție la televiziunea digitală. Deci, în Republica Moldova vom face această tranziție puțin mai inteligent. Deci vom asigura simulcast, în paralel, vom asigura emisia și în regim analogic și în regim digital. Astfel, cetățenii Republicii Moldova din iunie vor avea posibilitate, cei care au un televizor cu receptor digital de format DVB-T2 să recepționeze în format digital canalele, programele de televiziune, cei care nu au, deci vor face lucrul ăsta și în continuare în regim analogic. Deci astfel, ori cu ajutorul unui set-top box, unui receptor pentru semnalul digital, vor putea recepționa programele în format digital. Da, în angajamentele internaționale, cum era stabilit? Că noi trecem din iunie direct la televiziunea digitală sau mergem de-a... Haideți să vă răspund exact la această întrebare, pentru că sunt foarte multe speculații cu care m-am întâlnit și eu până acum, că uite, din 17 iunie va fi închis semnalul analogic, nu este adevărat. Deci în acest angajament internațional este vorba că din 17 iunie semnalul analogic nu va mai avea protecție în cazul perturbațiilor pentru semnalul digital. Deci dacă cineva care emite în format digital vine cu o alertă că cel care emite analogic perturbează, deci, emisia, atunci ăsta este obligat să stopeze semnalul analogic. Noi am avut posibilitatea să facem calcule pentru frecvențe în așa mod și coordonate cu vecinii noștri, vorbesc în primul rând despre Ucraina și România, astfel încât emisia în format analogic nu va perturba și emisia în format digital. Exact. Noi am făcut modificările de rigoare și în codul audiovizualului tot astăzi și acest proiect de lege urmează să fie deja aprobat în Parlament. Dar deci este o modificare doar tehnică, așa cum ați menționat dumneavoastră. Deci programul prevede că primul multiplex va fi acordat prin încredințare directă întreprinderii de stat radiocomunicații și ei urmează să formeze, de fapt vreau să vă spun că deja este practic realizat primul multiplex de către radiocomunicații, pentru că în ultimii ani, atunci când instalau emițătoare, deci erau niște emițătoare care au posibilitatea să emită și în format digital, din acest punct de vedere, radiocomunicații sunt pregătiți ca din iunie să emită în format digital. Cei care pun televizoare, pentru ei se schimbă ceva sau doar pentru radiodifuzori? Am spus acest lucru din start. Cei care au televizoare cu un receptor în format digital de formatul DVB-T2 vor putea recepționa televiziunea în format digital. Cei care nu au acest lucru pot face, de fapt, aceasta prin achiziția unui set-top box, unui receptor suplimentar la televizor, sau pot recepționa semnalul analogic în continuare. Cât va costa trecerea de la televiziunea analogică? Cam cât mai trebuie să investim în acest set-top box? La momentul de față, deci, guvernul nu investește nimic. Deci, hotărârea de guvern care a fost aprobată astăzi, prevede pentru anul viitor, în caz de necesitate, acordarea unei sume de bani pentru acordarea set-top box-urilor cetățenilor care nu își pot permite acest lucru sinestătător. Nu vreau să fac... Este vorba de maximum 100 milioane de lei, dar trebuie să facem evaluări, să știm câți cetățeni au nevoie, și așa mai departe. Domnule Filip, spuneți-ne, vă rog, a fost prezentat acum raportul Kroll. Dumneavoastră sunteți mulțumit de informațiile pe care le-au prezentat. Câți bani, de fapt, din raport ați înțeles că au fost delapidați și cine se face vinovat?
Bine, la insistența celor de la CROL, deci acest raport este unul confidențial. Vreau să vă spun că, bine, eu personal sunt satisfăcut de ceea ce au fost prezentat acest raport și urmează investigațiile să fie în continuare efectuate. Atât cât vă pot spune despre acest lucru. A fost clar cine a făcut aceste tranzacții dubioase? Dacă mai sunt întrebări referitor la televiziunea care digitală... Care mai exact? Vă rog. Probabil puteți să ne spuneți câți au fost prejudiciari de aceste financiare? Vă mulțumesc dacă nu sunt alte întrebări.